Bun de plată. Vorbim despre mai mulți furnizori de servicii medicale din județul Olt care au fost găsiți cu nereguli în urma unor verificări făcute de Corpul de Control al Casei de Asigurări de Sănătate Olt. Este vorba despre medici de familie, spitale, laboratoare de analize medicale și farmacii. Ei au comis greșeli care acum îi vor costa, pentru că vor trebui să plătească din banii lor pentru erorile medicale făcute. Iată care sunt deficiențele constatate în urma controlului de la CASE Olt. Prescrierea de medicamente fără respectarea protocoalelor terapeutice, constatarea serviciilor medicale raportate și negăsite consemnate în registrele de consultații, concedii medicale acordate fără respectarea prevederilor legale, nerespectarea programului de lucru de către medicii de familie. Pentru toate aceste greșeli, furnizorii medicali vor plăti peste 74.000 de lei Casei de Asigurări de Sănătate Olt. Urmarea acțiunilor de control realizate, 38 de furnizori au fost sancționați cu suma de 74.074 de lei, sumă ce reprezintă contravaloarea serviciilor medicale raportate la Casa de Asigurări cu nerespectarea prevederilor legale. O parte din suma imputată furnizorilor de servicii medicale a fost recuperată, iar restul va trebui plătită până la finalul lunii decembrie a acestui an.